Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnire cu Profon. Părintele Ștefan, iată, suntem în criză de timp, dar pe când a fost, nu? Tema pentru acasă. E cam cum?
150. Dar este cuprins în zona aceea? Nu. Îl tăiem. Nu. Este multiplu, dar nu e din zonă. Altul. 3, 5, 15, 5 și 1, 3, 7, 21 și 1, 29. Este 2. Este bun, 200 de bun, da? Perfect. Următorul. 4, 5, 20, 0 și 2, 4, 6, 28 și 2, 30. 300, da? Da. Este? Da. Este până la 590. Apoi 375, asta fie, eu la 275 asta fac. Păi asta, la 275. Așa se pare, că este următorul multiplu. Nu e logic, este corect așa. Deci, dacă tu faci acum 75 ori 7, îți dă 375. Deci, 7 ori 5, 35. 7 ori 7, 49. Deci, 7 ori... Dar nu cu 7. Cred că atâta am ajuns la 1, 2, 3, 4. Nu, 4 ori 5. 20. Am făcut-o cu 4. 4 ori 5, 20, 4 ori 7, 28, 30, 300. Adică cu 5 acum. 5 ori 5. 5 ori 2, 5 ori 7, 35 și cu 2, 37. Vezi? Bun. 37. Acum asta mă adun în 75. Bine, 10. 450. 50. Este bun? Este bun. Da. Și 450 cu încă 75. Un 50 fac 500. Fac 525. Că pe 75 am văzut ca fiind 50 cu 25. 50 mi-am completat 450 cu 500. 25 am lipit. 525. Este? Este. Da. 525 cu încă 75. Cred că deodată face 600. 600. Da. Că 25 cu 75 face 100 și cu 5 600. Și 600 este, dar nu mai e bun pentru că depășește. Așadar, astea sunt multipli. Multiplii 75 cuprins între 220 și 590. Mai departe. Ce mic. Creez multiplii numărului 80. Multiplii lui 80. Care sunt cuprins între 610. Deci acești multiplii al lui 80 să fie cuprins între 610. Și 999. Și 999. E gata, hai să mergem deodată la cei care ar merita să-i scrie. Noi mai luăm mulțim cu 2, cu 3, cu 4. 8 ori 8? 64. 640. Da. Deci, de 8 ori, de la 8 ori începem, 8 ori 80, fac 640. 640 e în zona de 37. Da. Exact. 640. Prieteni. Apoi. La 640 mai vine încă 80, că luăm de 9 ori. Da. Și vine 720. 700... Hai ca 4 cu 8, 12. Da, 720. Corect. 720. Apoi... Și cu 80. Vine 7... 800. 800. Bun. Încă îi reducem. Da. 880. Corect. 880. Încă e bine. Acum... 960. 60. 60. E cu 80 acum. Da. 960. Și dacă mai punem încă 80, depășim. Da, depășim. Faci 1000 și... Atât. Terminat. Următorul. Următorul e 17, dar facem 15, 16. Ia să vedem și pe 15. Așa, să mergem la o margine. Da. Aflați numărul natural care în mulțimea X, acolo. Deci, în mulțimea X cu proprietate. X. Da, da. Este mai mic sau egal cu X
egal decât 25. Adică toate lucrurile de calculare cuprinse de la 20 până la 25, toate. Exact 3 multipli. 3 multipli a cui? A mulțimii. Aflați numărul natural care în mulțimea asta, exact 3 multipli. Aflați numărul natural care are mulțimea asta, da. Exact 3 multipli. Adică să fie 3 multipli cu preșe între... Deci, în intervalul ăsta, deci ce număr natural, cum aici a fost multiplul 80? Da. Și aici să fie exact 3 multipli. Al lui 5, dacă ar 10 din 5 în 5, că și egal, da. Deci și egal. Multiplul lui 5. Deci aici ar trebui să zicem multipli x egal cu 5. X egal cu 5, pentru care multiplii săi sunt deci multiplul lui x să fie aici cuprins, cum gândim 4, 5, 20, că și egal poate să fie, da? Da. Deci aceea multiplii cuprins aici, hai să zicem, sunt 20, 25, nu-i bine, că sunt mai doi. Da. Ne trebuie 3, da. Să fie. Deci multiplul lui 5, dacă îi luăm, începe cu 20, 25, dar numai 2 ne furnizează. Da. Atunci multiplul lui 4. 4 ori 5, 20. 4 ori 6, 24. Da, și 7, 28. Depășește. Nici 4 nu. Hai să vedem alții. A lui 3. 3 ori 7, 21. 3 ori 8, 24. 4. 3 ori 9, 27. Depășește. 3 ori 1, 2 atunci. 2 ori 10, 20. 2 ori 11, 22. 2 ori 12, 24. 4. Bun. Da. Deci multiplul lui x egal cu cât cu 2. Și aceștia sunt 20, 22 și respectiv 24. Așa v-am spus. Fiindcă am avut și posibilitatea de egal, ne-am dus foarte bine. Deci mai sus ce ne dădea numărul și ne spunea care sunt multiple acestea cuprinse între. Și mai am făcut, acum ne-a zis, care este la cui multiplu să fie, încât să fie cuprins între 20 și 25, dar număr de cât exact? Număr de 3, nu? Da. Bun. Cealaltă greșită. Da, interesant, trebuie să interpretăm cu atenție și ca să putem răspunde corect. Care dintre soluțiile inecuației sunt divizori ai numărului 12? Așa, dar divizorii numărului 12, ce-i vedem?
Divizorii lui 12 sunt 1, 12 din proprii, nu? Da, și proprii, 3, 4, 6, 2. 6 și 2. Da. Așa sunt. Și acum, care din acestea sunt soluții? Am avea varianta să înlocuim concret, să vedem dacă e adevărat. Sau altă variantă, să o mai prelucrăm pe asta. Ca să fie mai ușor, mai ușoară. O mai prelucrăm, da? Deci zicem și noi, 4x, asta e da, minus 1, mai mare egal decât 39, minus x. Ce crezi că se face la noi doi membri? Putem să credem un x. Adunăm un x. E așa, așa, adunat ca minus x și x dispare. Cum zice, tu te ești într-o parte și cealaltă se ești în partea aia. Încă nu-mi permite eu să spun în vorbesc în limbajul ăsta. Deci, 4x cu x-ul ăsta face 5x minus 1, mai mare exact că 39, nu? Să min plus x minus x reduc. Fac 0. Acum, hai să, ce să facem ca să scăpăm de urmă ăsta? Și atunci ea devine 5x mai mare decât 40. Decât 40. Adică x mai mare egal decât 40 împărțit la 5, 8. Da. X mai mare egal decât 8. Deci divizorii lui 12 mai mare decât 8. Care ar fi? 12. Da. Și atât. Deci am fost soluțiile. Deci, la întrebarea la punctul A, ce se cere dintre divizorii ăștia mai mari ca 8, deci X egal cu 12. Este soluția pentru punctul A. Da. Mai departe. Punctul B. B. Care dintre soluțiile inecuației sunt multipli ai numărului 3? Care dintre soluțiile? Multipli ai numărului 3. Multiplii 3 sunt, hai să-i vedem și noi. 7. Deci, mai întâi 3. 3. Da. Multiplul... Da, 0 nu e. Ia să vedem. 0, adică e 3 ori 0, nu? Da. De regulă, îl folosim pentru că, în primul timp, noi căutăm pe cineva ca să împarte exact la 3, da? 0 împărțit la 3 are rost. Face 0. Da. Deci poate mai. Știu că mi-am zis la școală. Dar pasă din urmă, da? Da. 0. 0. 3. 3. 7. Da. 9. Da. 12. Da. 15. Așa, ce punctul. Și care dintre soluții este tot multiplul al lui 3, da? Da. Deci e vorba de x mai mare ca 8. Tot 12, nu? Care dintre soluții... Încă o dată, care dintre multipli lui 3... Care dintre soluțiile inecuației sunt multipli ai numărului 3? Păi soluțiile inecuației sunt x și dincolo de 8. Da. Adică 12... 9. 9, corect. Așa, foarte bun, da? Da. Deci, astea ar fi care dintre multiplii sunt soluții a inecuații, cum e și mai mari decât 8 sunt buni, ar însemna că începem cu 9, 12, 15 și mai departe. 3K, în general 3K, cu K de la 3 încolo. Da. Da, de la 3 încolo. E 3 ori 3 faci 9, 3 ori 4, 12, 3 ori 5, 5, 10, deci, ăsta, sunt foarte multe soluții. O infinitate. Mai departe. 17. Da. Aflați numele naturale X, Y, Z. Aflați. Nu mai merge. Naturale. X, Y, Z. Știind că avem simultan. Să avem
simultan ce? Punctuamic. Simultan. Plus 1 este divizorul sau al numărului 25. Am zis, plus 1 este divizor al numărului 25. Deci îl divide pe 25. Da. Numai atât? Atât la... Dar este simultan. Este simultan, trebuie să am măcar două. Aveați mâna în trai sigur, știind că avem simultan ce? Păi, ăsta e amic și acum e amic. A fost mâna în trai sigur, știind că avem simultan. X plus 1 divide pe 25, Y minus 1 divide în divizorul propriu al lui 37, 20 este multiplul al numărului 2Z minus 7. Aflați numele de natura X, Y și Z, știind că avem simultan. Depunem pe toate trei. Da. Și să vedem ce, cum se leagă între X plus 1 dividit 25, B. Acum, Y minus 1 este divizor impropriu al numărului 37. Divizor impropriu pentru 37. Da. Așa, ce mic, 20 este un multiplu al numărului natural. Deci 20 este multiplu. Multiplu al numărului natural, 2 ori 10 minus 7. Numărului 2 ori 10 minus 7. Minus 7. Deci 2 ori 10 minus 7. Bun. Să zici că simultan, dar el nu se leagă, din păcate. Simultan, mă așteptam să X-ul cu Y, cu Z, să se lege acolo, dar autorul... Da, par independent de fiecare. Hai să vedem. Deci X plus 1 să fie un divizor al lui 25. Da. Cine sunt divizorii 25? Hai să-i scrie. Divizorii 25 sunt mulțimea numărului 1, 25, da. 5, da. 5. Atât. 1, 5 și 25, corect. Și acum zicem, de ce înseamnă cum X plus 1 este la o dată cu 1, rezultă X este la 0, apoi X plus 1 e egal cu 5. Cu 5. Cu 25. Cu 25. Rezultă X egal cu 4. Și X plus 1 egal cu 5. X egal cu 4. Rezultă X egal cu 4. Și am terminat. Da. Punctul B. Pentru punctul B. Descoperea lui Y. Simultan, deocamdată nu vedem. Să fie divizorii improprii. Hai să vedem divizorii lui improprii al lui 37. Divizorii improprii pentru 37. Păi, improprii sunt 1. Sigur că da. 37. Nici nu puteau să fie alții. Că numai improprii are, de 37 e numărul prim. Da? Și atunci să avem, o să avem ce? Că Y minus 1 e egal cu 1. Unde Y egal cu 5. Y egal cu 2. Da. Y minus 1 egal cu 37, unde Y egal cu 38. Y egal cu 38. Observăm foarte clar că avem doar două variante. Și acum la C, deci la A, B și la C, te rog să analizezi tu, așa cum trebuie de fapt, 20 este multiplu al numărului ăsta. 20 este multiplu al acestuia. Dar nu știm ce sens să punem noi, el să fie multiplu. Da. Adică el să fie rezultatul lui acelui număr. Da. Înmulțit cu 1, cu 2, cu 3, da? Să fie un multiplu. Oricum, trebuie să fie de la 3 încolo.
Dacă z ar fi 3, 2 ori 3 cât face? 6. Minus 7? 6 minus 7 nu se poate. Minus 1. Minus 1, nu-i așa? Deci trebuie să luăm de la 4. Da. 4, 2, 8. Da. 8 minus 7, 1. 1. Deci Z-ul începe să ia valori pentru C. Z egal cu 4, am spus. Și atunci... Hai să notăm cu P, numărul ăsta. Care este în calcul? P este egal cu... P este egal cu 8. 8 minus 1 și egal cu... 8 minus 7, da? Minus 7. Și egal cu 1. Și atunci 20 se poate să o potim în timpul dat în 1. Da. Da? Deci este bun. Z egal cu 4. Că noi trebuie să-l găsim pe Z, când se întâmplă asta. Z egal cu 4 este șters. Când dă răspundul. Z egal cu 5. Ce rezultă pe cum arată? Cu 10, da. Minus 7, 3. 10 minus 7 este 3. Păi, 3 ori cât se facă 20? Nu este posibil, da? Deci Z egal cu 7 și acum 3 înmulțit cu cine? Egal cu 20. Fals. Deci nu se poate așa ceva. Așadar, 20 nu poate fi divis, nu poate fi multiplu pentru 3. Da. Încât Z egal cu 5 pică. Deci mai departe și de pe loc cât? 6. Hai, te rog, fă calculul. Egal cu 2. E bun pentru că 20 este multiplu al lui 5, da? Da. Bun. Dar până când mergem? Păi până când, oricum, mai mic decât 20 trebuie să fie multiplu. E 20 dacă e multiplu, după ce facem calcul, trebuie să-mi dea un număr mai mic decât 20 până la 10, cred că merge. Da? Ia să vedem. Z egal cu 7, P egal cu 14, minus 7. Și acum 20 este multiplul al 7. 20 poate fi multiplul al 7, adică 20 se poate exact la 7? Nu. Nu. Deci, cât ai dat acum? Z egal cu cât? Cu 7. Cu 7. Deci 7 nu este un număr. Cu 6 de ce mai dat? L-am dat. Da. Și te-o duc. Bun. 8 acum. P egal cu 16 minus 7 și vine 8. Cât ți-a dat? 8 și nu e bun. 8 și nu poate să fie pentru că 20 nu se poate exact la 8. Z egal cu 9. Da. P egal cu 9, 2. 12 minus 7. Da. 12. 12 și 20 nu se poate la 12, încât să fie multiplu acestea. Și Z egal cu 10. Da. P egal cu 20 minus 7. Egal cu 13. 13. Și din nou, nu e bun nici ăsta. Hai, poți să mai mergi un pic, dar să vede treaba că de așa ți-o dat 13, v-ați dă un pic mai mult și nu va mai fi posibil. Cât mulțimea căutată la punctul C, pentru Z, Z aparține mulțimii valorilor celor care te-au condus pe tine? 4 și 6. Doar două valori, da? Bun, și acum următorul. Recunoaște, mai facem? Da, da, așa, m-am zis tu. Da. Deci cât? 18. 18. Așa. La pagina care? 25. 25. 23. 23. Așa. Determinați numărul natural N. Determinat pe N natural. Așa, un cât. Amin. N plus
plus 3 divizor pentru 15. Adică n plus 3, așa trebuie să spun, n plus 3 divizor al 15. Adică parte exact pe 15 sau 15 sunt parte exact asta. Pare să vedem divizorul pe 15. Da, divizorul. Cine spune 10? Sumă. 1, 15, 3, 5, 7. Așa. Atunci, dacă e 1 din divizor, mă gândesc. Nu plus 3 odată egal cu 1. Nu este egal cu 1. 1. De unde nu este egal cu 2. Nu este egal cu 2. 1 plus 3 egal cu 15. De unde nu este egal cu 12. Corect. 1 plus 3 egal cu 3. De unde nu este egal cu 1. Da. 1 plus 3 egal cu 5. De unde nu este egal cu 3. Nu este egal cu 2. Deci, că am încuizat, nu? Da. Deci răspunsul este, da, aparține mulțime valorilor găsite de noi aici. Adică 2, 12, 1, 1, parcă. Și 2. Da, mai pus o dată. A fost 2, da, 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 nu ne repetăm. Într-o mulțime repete, nu se repetă. Da. Bun. Benic. Benic. 2 ori n minus 7 este un divizor impropriu al lui 91. Așa. Deci 2n, 2n minus 7, așa este, nu? Da. Este un divizor al lui impropriu, da, al lui 91. 91 impropriu. Impropriu. Da. 91 nu mai prim? 91? Cred că da. Păi la 2 nu merge, la 5 nu merge, la 3 nu merge. Așa. La, la 7 mai merge? Cred că da. Deodată. Și 21? A, de 3. Că la aibă e pe 7 și pe 13. Da. Se face așa 13. De ce a spus el impropriu? Că tu te întrebai, de ce mai spune impropriu dacă nu mă prim, să înțelege că nu mai difer impropria, nu? Deci asta a fost motivul pe care. E bine, autorul are dreptate și noi îl luăm în seamă. Deci 2n minus 7 egal cu 1 și 2n minus 7 sunt egal cu 91, nu? Astea sunt două variante. Da. Divizor impropriu. Și acum răspundem. Din prima, n egal cu cine? N, 2 ori N egal cu 8. 8. Așa. De unde e N egal cu 4. N egal cu 4. Da. Vine 2 ori N egal cu 98. Așa, cum așa. Da, sigur. Da. Așa și N egal cu de 4 ori 9, 8, 18 și 9, da? Nu doar. Păi 2 în 9 merge de 4 ori. Da. Pe unul 1, punem 8 de el, 18, 2 în 18 de 9 ori. Da. Bine. Deci răspunsul corect, e în aparține mulțimii valorilor 4 și 49. 9. 9. Da. 4 și 49. Da. Ce? Ce? 3 ori N plus 1. Așa. Este un divizor propriu al lui 144. 3 la N plus 1. Deci 3 la puterea N plus 1 este un divizor propriu. Da. Adică, sigur. Al lui 144. Există primul metod de toți divizorii 144. Deci divizorii este 144. Numai, numai propriu. Nu mai scrie mai... Pe 1 și 144 nu ne scrie. Așa. 2. Sigur că da, 2. 82. 2. 7 de
Ai sesizat femeile cu vârsta de 72, 72, apoi? Apoi... cred că 3. Da. 4, 4, 8, 1, 9. Deci 3. Ia să vedem, face la vârsteala la 3 ca să rămânim lucrurile. 3 în 14. 3 în 14 merge... Deci... 4 ori, 3, 12. Deci rămâne 24 și merge de 6, nu de 6 ori, de 8 ori. 8 ori, 3, 24, da, 8 ori. Deci, iată, 3 și 84, apoi, cred că 4, ia să vedem, 4 merge. 4 în 14. A, merge de 6, nu. 4 în 14, cred că de 3. De 3 ori, da, 4 ori. Da? 3 ori. 4 ori, 13. Da. Rămâne 24. 4 în 24 de? 8 ori. 4 în 24 de? De 6 ori. De 6 ori. Da. 6 ori 4, 24. 6 ori. Aproape. Ia să vă vedem acum. Alo. Vă rog. Da, sunați, sunați. Păi, sunați la numele cele de telefon, că sunt acolo două numere, nu la mine direct. Nu eu le pro. Eu le, cum să spun, eu fac. Păi, unul la telefon, sunați la telefon, acolo la profon mai găsiți. Deci fac pachete de DVD-uri, dați click pe pachete de DVD-uri și găsiți numele de telefon acolo și vă răspunde cineva. Da? Și voi adresa tot. Vă face comanda și tot, toată povestea. Nici o problemă. Sănătate. Așa. Ar urma acum să împărțim la 6. Cred că se împarte și la 6, că dacă se împărți la 2 și la 3, se împarte și la 2 ori 3. 144 ăsta, se împarte la 6. Ia să vedem. Așa, deci punem pe 6. Și-l construim cine rămâne în primul împărțire de 2 ori 6, 13. 24, împărțit la 6, 4 ori. 4 ori. Apoi, la 8 cred că ar merge. La 8. Merge de bătate. Așa e bine, nu? Da, o dată când două ori. Da, deci la 8, merge o dată. Merge o dată. Și vine cu 84. Da. Și merge de 6. Nu, de 8 ori. Cât ai zis, 84? Da. Deci rămâne 84. 24, 64 rămâne. A. 8 ori 8. Și rămâneți, dați vedere, 2 și 4, 6, 64. Da. Și atunci, 8 în 64, de 8 ori. Așa. Și acum 10, nu? 12. Poate să fie un divizor. 12 și 2, 144, mă știu la 12 și face 12. Dar nu mai punem o dată. Nu, păi face 12 ori 12. Da, da. Acolo. Așa, foarte tare. Ce rost are. Mă, ce mi-e place. Pare foarte tare că e sesizat. Eu, furat de ideea mea, n-am mai fost atent. Într-un mulțime nu se repete elementele. Da. Mai da, peste mână și vezi, am și mâna în gips. Bun, foarte bine. Și cam astea, cred că sunt. Că de acum, de 36, pe astea am prins, cred că mă pot opri. Astea ar fi divizorii lui 144, divizorii proprii. Da.
Dar acum căutăm pe cei care trei la o putere să fie. Deci, să fie dar trei la ceva. Era trei ori nătru sumă acolo. A, era trei ori nătru sumă, nu așa, nu? Da. Trei ori nătru sumă. Da. A, atunci nu de toți. Trei ori nătru sumă, egal cu 2, cu 72, cu 3, cu... Deci, trei ori nătru sumă să fie egal cu... Egal cu 2. Când ce-a fie oameni cu 3 din egal cu... 3 egal cu 3. Cu 1? Cu 1, da. 1. De unde rezultă că n... Egal cu... Rupe 3. Știți, mă, să scriu și asta. Fracția, cu o fracție, am trecut la sfârșit. Da? O rupe 3, dar nu mai este lucrul natural. Deci nu aparține din ea. Așadar, îmi pare foarte rău, cu divizorul 2, nu furnizează soluții. 3 ori plus 9 egal cu 72. Egal cu 72. 3 ori egal cu 71. Da. Unde 9 egal cu 71 pentru 3. Da. Și 9 egal cu... Nu este numărul natural. La revedere, nu te iau în seamă. Apoi, 3 ori n plus 1 egal cu... 1 egal cu 3. Cu 3. Egal cu 2. Da. Egal cu 3 împărțit la 2. Cu 2 împărțit la 3. Dreapta este egal. Așa, 2 împărțit la 3. Atenție, mult, da? Să știți bine ce. Deci nu e egal cum a fost aici 71 pe 3, acum e 2 pe 3, nu? Da. Chiar așa. Da. Deci nu este numai natural. Da. Apoi 3 ori unde nu. Plus 3 ori unde nu. Egal cu 47. Nu egal cu 47 supra 3. 47 supra 3. Nu este numai. Nu este, că 47 mărtim, dar aici, din păcate, n-am zis nimic până acum. 3 ori în egal cu 4. 3 ori egal cu 3. Nu, cu 1, pe 3, pe 3. Da. Nu e egal cu, scrie, nu e egal cu 3 supra 3, fracție cubitare, cu 1. 3 împărțit la 3 face 1, este număr natural. Da. Și ne pare din ce am găsit pe 1. Așa. 3 ori 1 plus 1 este egal cu 36. 36. 3 ori 1 este egal cu 35. Egal cu 35 supra 3 și nu este numărul natural. Da. 3 ori plus 1 este egal cu 6. Unde 3 ori nu egal cu 5. Egal cu 3, 5 supra 3. 5 supra 3. 5 supra 3. Atenție, bun, da? Este egal cu 5 supra 3, dar nu este numărul natural. Acum, 3 ori în plus 1 este egal cu 24. Da. 3 ori în egal cu 23. De unde în este egal cu 23 pe 3. Care nu este numărul natural. E 3 ori n plus 1 este egal cu 8. 3 ori n egal cu 7, unde n egal cu 7 pe 3. Și nu e numărul natural. Da. 3 ori n plus 1 este egal cu 18. 3 ori n egal cu 17. Unde n egal cu 17 pe 3. Și nu e. 3 ori n plus 1 egal cu 12, 3 ori n egal cu 11, n egal cu 11 pe 3 și nu mai e un număr. Așa. Și cu asta am epuizat, da? Am zis o singură valoare, n egal cu 1, nu? Da. Deci a spus corect, n egal cu 1 răspunsul la problema de mai.
Azi dimineață m-a sunat o doamnă la Iași și îmi spunea așa, care efecția în casa așa, așa. Și atunci eu i-am zis, uitați-vă pe Prof. Online, când ajungeți la ora 4, intrați pe Prof. Online TV și veți vedea, interveniți la sfârșitul lecției noastre. Mie este o problemă și de altă, și fețea mea este după amiază, în față după amiază. Și atunci a zis, îmi pare foarte rău, dictați-mi problema. Să vezi ce probleme am propus. Deci o mică, așa cum sunt toate mămicile, foarte, foarte interesate să-și poată ajuta copiii, așa a făcut și mămica asta și de așa. Un număr împărțit la trei, dă restul același împărțit la 4, dă tot restul 1. Dacă vin la același împărțit la 5, dă din nou restul 1. Iar n, să știți, este multiplu de 7. Egal cu 7 ca, să zicem, da? Este multiplu de 7. Cine este n? N e egal cu 5. N e egal cu semnul întrebare. Hai să, să facem și noi problema asta. Da. Pentru că pare a fi interesantă. Ce înseamnă că ne învăță la 3 de restul 1? Ce putem face în clipa în care vedem așa ceva? Păi, aș scrie la împărțire cu rest. Da. Nu? Când dacă zici împărțire la de restul ăsta, înseamnă că era împărțire cu rest. Da. Deci putem scrie cum? Nu e egal cu egal cu împărțitorul 3, nu? A, între. Da. Deci rezultă când egal cu 3 ori un 3. A, cât un A, plus 1. Ce înseamnă că din face împărțit, împărțit la 4? Aici e egal cu 4 ori A. Nu tot așa. Că iau cât? La împărțire când faci 4 de 8. Nu e același nu? Același nu este, dar fiindcă împărțim la 3 de un cât, dacă împărțim la 4 la cât? Nu mi-e permite să spunem tot câtul B. B, sigur. 4 B plus 1. Tot nu ăsta. Egal cu 5 ori C. Așa. Și că rămâne egal cu 7, nu, că e multiplu de 7. Dacă e multiplu de 7, înseamnă că n-are rest. Da. E echivalent. Hai să vedem unul ăsta din anumii membri și devine n minus 1 egal cu n egal cu 3 ori A. N-minus 1 egal cu 4 ori de n, n-minus 1 egal cu 5 ori de s. Acum putem să credem în ambii membri 1 sau adunăm în ambii membri 1. Păi ne întoarcem la 2. Adică, dar din timpul, nu facem mai așa ceva. Ce înseamnă că n-minus 1 egal cu 3 ori? Înseamnă că e multiplu de 3. N-minus 1. Deci nu minus 1 e un număr, nu? Da. Și egal cu 3 ori ceva, înseamnă că se împarte x-a la 3. Da. Da. La fel, în varianta aceea se împarte și la 4. Și la 5. Și la 5. Care e cel mai mic număr care se împarte și la 3, și la 4, și la 5? Cel mai mic număr care se împarte și la 3, și la 4, și la 5. Că așa zis acel, cel mai mic număr. Nu e egal cu cine? Cel mai mic. 2. În cel mai mic, ca să se împarte, el trebuie să fie mai mare ca 3, 4 și 5. El trebuie să se împarte exact și la 3, și la 4, și la 5. Cel mai mic număr. Multiplul lor. Multiplul 3, 4 și 5. Cel mai mic multiplu comun îl facem. Da. Care e cel mai mic multiplu al numerelor 3, 4 și 5? Păi cum făceam? Deci cum puneam noi acolo în sfârșit, îți luam la puterea cea mai mică, nu-ți amintești, nu? Dar 3, 4 și 5 sunt primii între ele. Nu au divizor. Adică e tot la punctul lor.
Nu poate să fie 12. Că 12 sunt 4 și la 3 la 4, da. La 5. Da. Și atunci zice 12 ori 5, care face cât? 60. 60 se împarte la 3? Da. Se împarte la 4? Da. Se împarte, face 15. Se împarte și la 5? Da. Se împarte și face 12. Da. Deci, n minusul, de aici, rezultă că n minusul este 60. Dar putea să fie și 120. 4 ori 5, 20. Adică un multiplu la 60. La multiplicat. Da. Și 120, și 120. Dar nu era cel mai mic. Da. Deci motivul pentru care m-am oprit la 60 este ăsta. Că să vrea cel mai mic număr care să aibă calitatea să se împarte exact și la 3, și la 4, și la 5. Fiindcă aici 3, 4 și 5 sunt numere prime între ele, adică n-au niciun, luate două, de două, n-au divizor, adică de 1. Le-am făcut așa puțin, 3 ori, 4 ori, 5 și până la 60. Și la telefon doamna zice, așa mă gândi și eu. Și de aici l-am obținut pe 61. Că acum am un număr aici. Și vine în timp, e la 61. Dar să vedeți de ce nenorocire. 61 se împarte la 3. Hai să vedem și noi. 61. Împărțit la 3. E egal cu 1. Merge de 2 ori. Da. 36 minus 1. Merge de... Nu mai, de 0 ori. De 0 ori. Așa. Și rămâne restul 1. Deci, face, se împarte la... Se împarte la 3 și de restul 1. Da. Bun, îmi trebuie de ăștia. Da. Acum. 31 împărțit la 4. 4. Merge o dată. O dată. Rămâne 21. 4 în 21 de 5 ori. 5 ori 4, 20 și restul 1. Bună, și aici tot restul 1. Da. Hai să trecem și pe 61 împărțit la 1. 31 împărțit la 5. Merge o dată. Rămâne 11, merge de 2 ori și rămâne 1. Și rămâne 1. Formidabil! Stabilește toate condițiile cele 3. Da. Dar ce că dacă îl împart la 7, se împarte exact. Și o spus, doamnă profesor, aici am încălmănit. Că nu se împarte la 7. Și aici nu se împarte la 7. Da. Știi ce am, cum am gândit eu? Ca să parte exact la 7. Și să nu deranjăm pe condiții dinainte? Haideți, haideți. Să nu deranjăm condiții dinainte? Am făcut un multiplu de 7 ore, am greșit. Deci pe 61 am multiplicat de 7 ore. Cred că de trebuie. Deci 61 ori 7 și 47 ori 7. 7 ori 6, 42. Deci numărul total, 427, este un număr deștept. El se împarte singur, sigur, dar sigur, la 30 de restul 1. Este incorporat 61 ăla. 61 care avea calitatea de a da restul 1. Se împarte și la 4 și de restul 1. Faci doar casa asta. Da. Se împarte și la 5 și de restul 1. Și acum se împarte și la 7. Da. Că l-am luat de 7 ori prin 61. Dacă prin 61 îl împart la 7, la 427 îl împart la 7, va da 61. Deci, mămica aceea era foarte fericită. Spuneam că azi dimineață când se plec așa, mă sună cineva. O mămică din Iași, care spunea că are câți ani casa a șasea și că este tare necăjită. Azi noapte nu a dormit. Iată, mămice, cum nu dorm mămicile pentru copii. Mai știi tu situația asta. Ei bine, și îmi spunea așa. Iată problema, domn profesor. Un număr N împărțit la 3, dă restul 1. Împărțit la 4, dă restul 1. Împărțit la 5, dă restul 1.
și împărțim la 7 se face exact în păstrea. Cine este cel mai mic număr cu calitatea asta? Deci se vrea cel mai mic număr care să aibă calitatea asta. Și atunci i-am spus, știți, noi avem pe Prof. Online TV lecție și la ora 4 încep lecție chiar pentru casa 6 și o să mă fac acolo. Toată atenția mea e după amiază. Da, învață după amiază și ce fac. Lecțiile. Atunci vedeți lecțiile. Am căutat în lecțiile dumneavoastră de când v-am descoperit, de vreo jumătate de ani, așa, dar nu am găsit exercițiul ăsta. Doamne, nu găsiți exercițiul ăsta, că e greu să pot să-l fac, dar dacă ceva asemănător veți găsi. Nu se poate la divizibilitatea, am atâtea lecții. Erau de multe. Exact. Deci căutați acolo și veți găsi. Da, fiindcă m-a sunat la telefon, am pus mâna pe creierul, un pic și i-am făcut problema. Și am zis așa. Am tradus de urmă împărțirii cu rest aici. Corect. Dar zice, nu vrem așa. Cu metoda Doamne. Care Doamnă? Doamnă, m-a sunat de mine, așteptați și urmăriți-mă. Mă intersecta cu metoda Doamne, probabil. Că eu ce vă propun este de la rădăcină să plecăm. Doamna o spune așa, nu minus 1 egal multiplu de 3, nu minus 1 egal multiplu de 4, nu minus 1 egal multiplu de 5. Ajung și eu acolo. După ce am zis că era împărțire cu rest, am dus pe unul spre gata, am zis că unul nu m-a zis membre, și apare. Nu minus 1 să fie multiplu de 3, de 4, de 5. Aici, ea scrisese la același cât. Nu, doamnă, nu e același cât. Una se numpar la 3, 2, cât. Aceea nu se numpar la 4, nu am cât. Da, corect. Deci nu vă părăriți că intrăm într-o situație dificilă. Bun, a fost de acord. Era inginer, mi-a spus și a înțeles bine lucrurile. Și mai ales că a un interes maxim pentru fetiță. Era în temă, să zicem, era cu lecțiile la zi. Și fiindcă se vrea cel mai mic număr, am lăsat cum am vrut și cel mai mic număr. Cine să fie în noi? Nu sunt multiplu cu mâna. Corect. 60. Nu sunt 61. 61. Acest 61 împărțit la 3, la 4, la 5. Și nici de restul. Da. Da, deci până aici am ajuns și noi. Dar ce facem cu multiplu de 7? Și că aici, gata, s-o pregătiți. Păi, Doamne, luată în multiplu de 7. Pe 61, înrămuțiți de 7 ori. Și facem 427. El este acum cel mai mic număr care se împarte și la 3, și la 4, la 5, de restul. Pentru că părsează pe 61 corporat. Da? Pe 61 corporat. Și se împarte și la 7. Și se împarte fix la 7. Păi sigur, dacă 61 l-am mulțit cu 7 și ne-a dat 42, da. 7 plus 7, 61. Deci rezolv problema foarte repede, pentru că mă duc pe multiplicitatea acestui. Noi am făcut multiplicitatea de numări. Ăsta e rostul pentru care lecția de astăzi are sens. Deci mi s-a dat un număr și am găsit tot multiplul lui. Mi s-a dat numărul 61 și m-am dus la multipli de 7. De 7 ori am multiplicat, pentru că am avut intenția să păstrez divizibilitatea la 3, 4 și 5. Da? Ne oprim aici. Da? E către ceasul exaupt, pe cum... Da, e 5 și noi am avut de-a fântat de la urmă. A, așa. Haideți să arată, mă bine, că el la început și la urmă. Am înțeles. Am înțeles. S-a oprit, domn profesor, da? Da. Ați făcut sinteză, ați făcut tot? Am făcut și o sinteză. Face sinteză, că am oprit. Hai, și bine. Ce-am făcut noi sinteza oare, da? Da, divizori. Multipli. Ce am făcut acum? Teorema împărțirii cu rest. Da. Și inecuații. Împărțirii cu rest. Apoi, ecuații. M-am făcut ecuații, pe care am venit de ecuații, inecuații, da? Cam astea au fost atinse în lecția de astăzi. Bun. La revedere, pe mâine, Ștefania. Mai continui și tu dacă ai timp.